Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce nenorociri se întâmplă în războiul ăsta din Ucraina, Rusia? Sunt momente incredibile. Acolo oficialii de la Kiev au confirmat că Ucraina a încercat să încurce vânzările de alcool din Rusia prin atacuri informatice. Le-a sabotat comenzile la magazine online? Cred că au făcut ceva, da. Și presupun că rușii consideră că astea sunt crime de război. Îți dai seama. Deci cum o să nu îi mai lași să bea? În loc de dai comandă de vodcă și îți vine suc. E de bea atunci, mi-ar fi frică de ruși. La sevraj. Da. Vicepremierul ucrainean Mihailo Feodorov, sau Fedorov, a explicat motivul acțiunii. Mă rog, cu ironie, citez. Am decis că oamenii trebuie să fie treji pentru a putea face față propagandei guvernului de la Moscova. Și am confirmat, într-adevăr, că au existat atacuri cibernetice, inclusiv asupra infrastructurii de vânzare de alcool. Bine, pe de altă parte, nu știu ce efect ar putea avea. Adică, chiar dacă ar merge, eu, orice rus adevărat știe să facă o samahoancă din pufoaică. Categoric. Asta nu e mai cum. Samahoancă este un soi de băutură artizanală, făcută mai ales în fostul spațiu sovietic, din diverse chestii care fermentează. Orice. Și se spune că dacă rusul poartă o pufoaică suficient timp, ea poate fi fermentată și transformată în alcool. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.